Și sunt super bucuroasă să fiu eu cea care vă povestește în seara asta despre cel mai nou produs din portofoliul nostru. Se numește Oppo Find N2 Flip. Vedem dacă ne ajută tehnologia. Iată ce mă bucur. Se numește Oppo Find N2 Flip și este primul pliabil din portofoliul nostru care ajunge în Europa. Să vedem cu ce vine nou. Oppo Find N2 Flip este telefonul care răspunde acestei nevoi a utilizatorilor de a avea un ecran mai mare într-un corp cât mai compact. Pentru Oppo nu a fost până acum niciodată miza de a fi prima companie care lansează un pliabil. Miza pentru companie a fost mai degrabă să lanseze un telefon care să aducă cea mai bună experiență de utilizare. Din datele pe care le avem, petrecem aproximativ 7 ore pe zi folosim telefonul. Nu știu dacă e mult sau e puțin, dar ce drept este că ne dorim cu toții ca pentru aceste 7 ore să avem un ecran cât mai mare. Pare rău. Avem și un PPT. Iată, merge. Ce înseamnă un ecran mai mare? Nu ne ducem foarte mult în istorie și vorbim de la 2017 încoace. În 2017, o diagonală medie pentru un flagship era de aproximativ 5,5 inch până în 6 inch. Și acum, în 2023, ne apropiem de 6,87 inch pentru un smartphone. Asta înseamnă că telefoanele încap mai puțin în buzunar și mai mult în geantă. Ceea ce nu e o problemă pentru noi femeile, dar poate să fie o problemă pentru bărbați. O problemă care pe unii dintre noi ne pune în fața compromisului de a ne alege între un ecran mare și un telefon compact. Vă ziceam că sunt bucuroasă pentru că eu sunt aici să vă dau vestea bună. Nu mai trebuie să mai facem acest compromis pentru că Oppo Find N2 Flip are cel mai mare ecran într-un corp foarte, foarte mic. Dacă vreți să vă povestesc despre acest telefon în doar câteva cuvinte, o să folosesc numai superlative. O să vă spun că are cea mai mare baterie disponibilă pe un flagship, cea mai rapidă încărcare disponibilă pe un flagship, are o balama super subțire și ușoară. Este cel mai bun camera phone, are cel mai mare ecran secundar și este certificat pentru 400.000 de prieteni. 400.000 de prieteni, nu intru în foarte multe detalii, dar vă zic că sunt suficiente pentru 10 ani. Da, nu cred că aveți telefoane de 10 ani, nu? Noi nu. Vă povestesc mai târziu ce înseamnă 400.000 de prieteni. Până atunci să le luăm pe rând. Avem un telefon compact cu un ecran generos. Are 191 de grame și 7,45 mm grosime. E foarte subțire și foarte ușor. Din perspectiva designului, vorbim despre o pliere perfectă, care nu lasă loc prafului să intre între cele două ecrane. Are o textură ușor în valuri pe balama în exterior și un design ultra art black. El este disponibil la nivel global în două culori. Astral Black are această carcasă mată care nu o ia amprente, iar cealaltă culoare se numește Moonlight Purple. Și vă zic sincer că asta e favorita mea. La final o să vă întreb și pe voi ce preferați, dar sunt convinsă că o să am... O să vă am pe mulți dintre voi de partea mea. Mergem mai departe. Suntem doi. Mergem mai departe. Vă spuneam că este cel mai mare ecran secundar. Cum arată experiența de utilizare pentru ecranul secundar? Are 3,26 de inch, dacă nu mă înșel, e cam cu 70% mai mare decât ecranul competiției. Luminozitatea se ridică până la 800 de niți. Asta înseamnă un limbaj foarte simplu, că poți să te uiți la ecran și să-l și vezi, chiar dacă este lumină puternică afară sau în mediul înconjurător. Nu are deloc margini, ceea ce îl face destul de elegant.
are un aspect 17:9, ușor de vizualizat. Mergem mai departe. Dispunerea pe verticală pentru ecranul secundar al lui Oppo Find N2 Flip îl face foarte ușor de utilizat. Este ușor să ai acces la tot felul de funcții și de widget-uri, poți să preiei mesaje fără să deschizi telefonul, poți să preiei notificări și să le fie să le răspunzi cu mesaje simple, de exemplu, da, revin eu sau lucruri de genul ăsta. Poți să folosești camera foto și camera video fără să deschizi telefonul direct din ecranul secundar. Mă rog, poți inclusiv să verifici aplicația de vreme dacă te grăbești și vrei să vezi dacă spui haina groasă sau nu. Și ai inclusiv opțiunea de previzualizare a fotografiilor pe care le faci, previzualizarea selfie-urilor, previzualizarea conținutului video. Asta înseamnă că te bucuri pe ecranul secundar de toate beneficiile camerei foto, zoom de 3x, înregistrare unui număr mai mare de detalii. Mergem mai departe. Vă spuneam mai devreme că Oppo Find N2 Flip este cel mai bun camera fond pliabil. Ce înseamnă asta? Pentru camera secundară, pentru camera de selfie, înseamnă un senzor de 32 de megapixeli AMX și o sumedenie de senzori care fac fotografia să arate mult mai bine. Un senzor de culoare și autofocus, foarte important pentru cei care fac selfie-uri în mișcare. Mergem mai departe. Sunt convinsă că ați încercat de multe ori să băgați toți prietenii într-un selfie de grup. E mult mai ușor acum pentru că poți să faci fotografierea asta declanșată de gesturi. Asta e o funcție utilă chiar și atunci când ești singur, plecat într-o vacanță și te gândești cum arată selfie-ul perfect. Mergem mai departe. Am destule emoții, așa că s-a decis și tehnologia să fie de partea mea. Pentru slide-ul ăsta să știți că am pregătit o glumă. Deci s-a terminat cu certurile în cuplu pentru fotografiile din vacanță. Pentru că noi putem să vedem acum exact cum ne încadrează în poză și știm sigur dacă o păstrăm sau nu. Dual preview ți arată pe ecranul secundar cum arată fotografia pe care o face cel din fața ta. Telefonul are o baterie, o balama foarte performantă și unul dintre beneficiile acestei balamale este faptul că îți permite să-l utilizezi în modul flexform. Ce înseamnă flexform? Înseamnă că software-ul recunoaște automat acest mod de utilizare și că împarte ecranul în două. În partea de deasupra ai încadrarea făcută de camera foto, iar în partea de jos ai acces la toate funcțiile de control ale camerei foto. Așa că v-am tot spus despre selfie-uri de când am început prezentarea. Iată, încă un motiv de selfie-uri perfecte. Dar în plus de asta, dacă ne gândim și la o utilizare business, suntem primii la video call, că nu mai avem nevoie de laptop după noi. Camera foto are, desigur, tehnologia mare Silicon X. Ea a fost prezentată prima dată în 2021 pentru modelul Find N. Mari Silicon X se traduce în beneficiu ca acea unitate care permite camerei foto să capteze mai multă lumină pentru fotografii și pentru videouri. Așa că dacă o să vă spun că filmează 4K noaptea fără să facă un compromis de la calitatea imaginii și de la detalii, asta înseamnă că Mari Silicon X e pus la treabă și că face echipă cu filmarea 4K, 4K Ultra HDR, 4K Ultra Night.
Tot despre camera foto, trebuie să vă mai spun că este dezvoltată în parteneriat cu Hasselblad. V-am tot zis că prezentarea asta este despre beneficii și despre ce înseamnă fiecare dintre tehnologie. Ei bine, Hasselblad înseamnă pentru noi că putem să vedem în fotografiile pe care le facem culorile cât mai apropiate de cele pe care le surprinde ochiul uman. Nu mai sunt supra-saturate, nu sunt niciun fel denaturate. Bun, mergem mai departe. Deși deschidem telefon, la interior găsim cel mai mare ecran AMOLED, disponibil pe un flagship pliabil. Are o diagonală de 6,8 inch. Adică putem să ne uităm la filme, putem să ne uităm la poze, putem să scriem e-mail-uri, putem să facem cam tot ce ne trece prin cap pe un telefon. Are o rată de refresh adaptivă de 120 de Hz, adică e liber la jocuri video pentru cine e pasionat. Și o luminositate de 1600 de nits, care face ușor de utilizat în lumină puternică. Are și calibrarea culorii, are un aspect 21:9, adică e ușor de cuprins cu ochiul. Și mai are un lucru foarte important, sau nu știu, e mai bine spus că nu are, și anume nu are cută. Este o cută foarte puțin vizibilă și o să vă invit să vă convingeți mai târziu. Este o fotografie, dar puteți testa și voi după ce se, la finalul prezentării. Cum e posibil acest lucru? Dincolo de ecran, telefonul are la interior o balama inventată, patentată de Oppo. Deci telefonul are o balama dezvoltată de Oppo, ajunsă la a doua generație în acest moment. Flexion Hinge se numește. Balama asta, Flexion Hinge, permite deschiderea telefonului în mai multe unghiuri și utilizarea lui în mai multe unghiuri. La a doua generație ea este mai compactă, așa că lasă mai mult loc pentru celelalte componente care contribuie la performanța telefonului. Vă spuneam că e un telefon bun să reziste 10 ani, el este certificat pentru 400.000 de pieri. Dacă punem asta în niște cifre simple și spunem că îl deschidem și îl închidem în medie de 100 de ori pe zi, atunci la finalul celor 10 ani vom ajunge la cele pe aproximativ 400.000 de pieri. Un scenariu de utilizare puțin posibil în zilele noastre, cred că toți ne dorim cea mai nouă tehnologie cât mai curând posibil, dar putem să încercăm dacă avem 10 ani de utilizare. Vă spuneam că telefonul acesta se remarcă și prin autonomie. Oppo Find N2 Flip vine cu tehnologia de încărcare rapidă SuperVOOC pentru cea mai mare baterie existentă la momentul de față pe un telefon pliabil. Va o baterie de 4300 de mAh. Cu SuperVOOC de 44W e nevoie de aproximativ, de mai puțin de 30 de minute pentru o încărcare de la aproape 0 la 50% și de mai puțin de o oră pentru o încărcare completă. Asta înseamnă că îți poți spune telefonul la încărcat dimineața înainte să pleci la birou, fără să fii stresat că pleci fără baterie. Dacă ne uităm puțin la cum arată competiția din perspectiva autonomiei, să vedeți că Find N2 Flip este singurul pliabil care îți oferă autonomie pentru întreaga zi. Este pentru cei dintre noi care suntem mai puțin tehnici, asta înseamnă că are o autonomie similară cu telefoanele tradiționale, care n-au nicio constrângere legată de baterie, pentru că nu trebuie să te pierzi în primul rând. Telefonul vine cu un chip
Dimensity 9000 plus 5G pe 4 nanometri. Beneficiile lui se văd odată în eficiența energetică, dar și în performanță. Este primul flip dual SIM, dual 5G. Asta înseamnă că putem să folosim serviciile 5G pe ambele cartele, pe ambele cartele SIM pe care le folosim simultan în telefon și că nu trebuie să mai alegem pe care o folosim cu prioritate. Un alt lucru la fel de important despre Find N2 Flip este că este telefonul oficial al celei mai urmărite competiții de fotbal din lume, UEFA Champions League. Telefonul este deja disponibil în magazine. Până la finalul lunii martie, la parteneri, avem un pachet special de vânzare care include o hustă arătoasă. Este bine suplimentar față de husta din silicon pe care o avem în pachet. Și mai avem în acest pachet o pereche de căști True Wireless Senko X2. Acestea sunt căștile pe care Oppo le-a dezvoltat în parteneriat cu producătorul danez de tehnologie audio pentru mașini din audio. Și ele se remarcă în special prin tehnologia de noise cancelling. Adică poți să asculti muzică fără să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău sau, mă rog, fără să auzi zgomotul ambiental. M-am grăbit și am dat mai departe. Cam asta am avut de zis. Vă invit, da? Am uitat să fac un test foarte important. Vă povesteam mai devreme despre Balama și despre cât de bine ține Balamaua, ecranul pliat, atât de bine nu cade, trebuie să trag de ea și dacă vreau să o scot. Puteți să faceți și voi testul ăsta cu oricare cât e, mai fac o dată? O să mai fac și separat dacă e nevoie. Așa arată. Practic, ăsta e unul dintre cele mai importante beneficii ale Balamaei pe care o avem. Cam atât am avut de zis despre telefon. Ne bucurăm să fim aici în seara asta și să avem la dispoziție expoziția asta superbă a artistei Arina Pican. Mi se pare că se potrivește foarte mult cu estetica noastră și cu direcția noastră de comunicare. Dacă aveți întrebări, le aștept ori acum, ori mai târziu și vă invit să testați produsele împreună cu colegii mei care vă vor ajuta.